întrebare pentru părintele Victor Lucian Georgescu. Aș vrea să vă propun să pătrundem în subiectul central, cel al rugăciunii, câte tipuri de rugăciune există, cum putem spune că arată rugăciunea la măsuri înalte, ce ne puteți spune despre meșteșugul isihiei și despre rugăciunea neîncetată. Mulțumesc pentru întrebare, bună seara tuturor. Este frumos să vorbim despre rugăciune, dar și mai frumos este să ne rugăm, să vorbim despre rugăciune cumva din lăuntru, rugându-ne să vorbim despre rugăciune. Rugăciunea pe care, așa cum și Sorina a numit-o la singular, nu la plural, este una în sine. În schimb, având în vedere conținutul ei, scopul sau locul în care este săvârșită, poate fi împărțită sau clasificată în diferite moduri. Dar, în esență, rugăciunea este discursul omului cu Dumnezeu, un discurs viu și înălțător, pentru că discursul cu Dumnezeu este reprezintă o înălțare a omului mai presus de creație, către Creator. De aceea, de la cele mai simple forme ale omului, poate cel mai puțin familiarizat cu rugăciunea, prin actul de a se ruga, de a dialoga cu Dumnezeu, îl străpunge creația și se lansează de pe orbita ei către Creator, căruia îi adresează gândurile sale. Spuneam că am putea, deși una fiind, să o clasificăm în variate forme, iar dacă este să ne gândim după, la scopul rugăciunii, de obicei, după scop, ea este clasificată în felul acesta ca rugăciune de slavă. Spre exemplu, spune Hristos în Evanghelia după Luca, te slăvesc pe tine, Doamne, al cerului și al pământului. O rugăciune deci de laudă, un discurs de laudă al Fiului întrupat cu Tatăl. Rugăciunea, după, având în vedere scopul, poate fi cunoscută și ca o rugăciune de cerere. De multe ori solicităm lui Dumnezeu anumite lucruri care ne sunt nouă de folos fie aici, în viața aceasta limitată și trecătoare, fie îi cerem lucruri cu o perspectivă mult mai amplă, cu o detentă mai profundă, spre veșnicie. Și tot ținând cont de scopul rugăciunii, rugăciunea mai poate fi numită sau poate fi cunoscută și ca rugăciune de mulțumire atunci când mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le-am cerut și le-am primit sau pe care nu le-am cerut și le-am primit. Și în acest fel ne manifestăm recunoștința în acest discurs de mulțumire, discurs care, de fapt, arată cel mai, într-un mod foarte profund, umanitatea noastră. Anume că atunci când ne și manifestăm recunoștința față de Dumnezeu, nu doar nu mai adresăm diferite cereri, atunci, de fapt, ne arătăm cu adevărat cu oameni. Și ne umanizează recunoștința pe care însuși El, dacă ținem cont de Evanghelii, o apreciază foarte mult. Și doar fac o scurtă trimitere către vindecarea celor 10 leproși, atunci când din cei 10 numai unul s-a întors și spune Evanghelia că și s-a mântuit, manifestându-și recunoștința, mulțumindu-i binefăcătorului său, Iisus. Având în vedere locul unde este săvârșită, rugăciunea poate fi cunoscută ca rugăciune eclezială sau liturgică atunci când ne ducem într-un templu al lui Dumnezeu, într-o biserică, și ne rugăm la oaltă cu alții. Deși ne putem ruga și singuri, în afara cadrului Sfintelor Slujbe. Și dincolo de acest tip de rugăciune în comuniune, există și rugăciunea personală,
rugăciunea fiecăruia dintre noi în cămara casei noastre sau în cămara cea din cămară, adică în cămara inimii noastre, atunci când în mod solitar îi adresăm cuvintele noastre lui Dumnezeu și prin aceasta ne manifestăm legătura către El, care, așa cum spuneam la început, ne înalță. Firește, rugăciunea poate fi clasificată și în alt fel și mi-aduc aminte de un discurs al unor părinți din Sfântul Munte Athos care împărțeau rugăciunea altfel, anume în rugăciune spoveditoare, o expresie mai puțin cunoscută sau cel puțin expresie mai puțin întâlnită chiar și în spațiul ortodox, o rugăciune de spoveditoare, care de fapt era rugăciunea de cerere, prin care noi îi destăinuim, ne mărturisim lui Dumnezeu, îi destăinuim ceea ce dorim de la El. Vorbeau de o rugăciune liniară, aceea precum Tatăl nostru, o rugăciune care este un discurs lung, o poveste, prin care mintea noastră trece de la o idee la alta, străbate, deci, o suită de idei, în care noi prezentăm anumite realități sau cerem diferite lucruri. Aceste două moduri de cunoaștere, acei părinți atunizi despre care vă spuneam, spuneau ca un neajuns, anume acela că ne trimit către mai multe centre de atenție, sau centre de atenție. Adică străbatem în discursul acesta mai multe idei, plecăm de multe ori de la unele și ajungem la altele uitând lucrurile cu care am început. Spre exemplu, lucru care ne și împrăștie și practic nu permite minții să se adune în mod deplin în sine însuși și să coboare în mod deplin în inimă, deși și aceste forme de rugăciune sunt, bineînțeles, roditoare și bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. Dar totuși nu permit să minții, așa cum spuneau și părinții acestea și confirmă întreaga tradiție a spiritualității, nu permit inimii să se odihnească de plin și minții să se coboare și să-și găsească liniștea și să se ațintească în mod neabătut și la ea, și către sine însuși, și către Dumnezeu. Și acest neajuns al acestor două tipuri este depășit printr-un al treilea tip pe care îl evocau, anume rugăciunea ciclică, pe care noi o numim și rugăciune neîncetată, numită și rugăciunea inimii, numită și rugăciunea minții, sau rugăciunea lui Iisus, și multe alte numiri. Această rugăciune scurtă, de un gând, am zice, dar săvârșită repetat, ciclic, neîncetat, care în acest fel săvârșită nu numai că permite minții să se concentreze, ci și înlătură multe gânduri care se pot ivi în cerul minții atunci când aceasta dorește să se adreseze celui după chipul care i-a fost creat. Rugăciunea aceasta a inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, în forma ei poate cea mai extinsă și poate cea mai contrastă ar fi Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau Doamne Iisuse, miluiește-mă, practicată în mod diferit de către diferiți părinți ai tradiției spiritualității răsăritene. Și nu numai de către părinți, mă refer aici la monași, ci și de către oamenii din lume, și de către preoții care nu sunt numai decât monași, și așa mai departe. Această rugăciune, deci nu poate fi așa de ușor spartă, pentru că de multe ori zicând Tatăl nostru care ești în cerul, ne gândim la pâinea noastră cea de toate zilele, sau atunci când cerem să ni se ierte nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, ne gândim la poate că se zugrăvește în minte chipul acelora pe care noi se întâmplă să-i considerăm dușmani,
ai noștri sau celor care ne-au creat anumite neplăceri. Dar să ne întoarcem la rugăciunea aceasta inimii. Și de ce este numită așa? Este numită așa pentru că prin această numire descoperim locul în care se săvârșește ea, anume în inimă. Și este numită și rugăciune minții. Și prin această numire descoperim, sau mi se descoperă săvârșitorul ei. Cine este săvârșitorul? Adică mintea, care potrivit practicii acestei rugăciuni trebuie să se coboare în inimă și acolo să-și înalțe, sau acolo să înalțe către Dumnezeu, să se coboare în inimă ca într-un templu și de acolo să liturghisească cuvintele pe care le-am adresat mai devreme. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Este numită și rugăciunea lui Iisus pentru că este o presupune o neîncetată, sau o continuă, mai bine zis, pe cât se poate de mult, amintire sau rostire sau chemarea numelui lui Iisus. De aceea este numită și rugăciunea lui Iisus. Iar neîncetată, pentru că dezideratul acesta este să se săvârșească neîncetat, să pătrundă în metabolismul nostru spiritual și îndrăznesc să spun chiar și biologic, și să se transforme puțin câte puțin, întâi de toate jucând un rol de având un rol de curățire al lăuntrului nostru, după care aducând iluminarea în sufletele noastre și mai departe spune Sfinții Părinți care au teoretizat despre această rugăciune, după aceea vine puțin câte puțin și desăvârșirea și firește această stare de curăție, întreită stare de curăție, iluminare și desăvârșire nu presupune, nu trebuie înțeleasă ca trei pași care odată străbătuți se încheie parcursul, ci ar trebui să înțelegem ca un parcurs eliptic întreit în fețe o curăție, iluminare și desăvârșire sau perfecționare și iarăși o curățire și o luminare și desăvârșire și tot așa în sus către infinitatea Dumnezeirii. Referitor la rugăciunea inimii, n-aș mai dori decât să vă spun în legătură cu tradiția spiritualității răsăritene, creștine răsăritene, că în privința ei dispunem de patru mici tratate sau lucrări în care ni se predă cum să fie săvârșită. Anume, cea pusă sub semnul sau sub numele Sfântului Ioan Gură de Aur, poate și cea mai veche, care datează de pe la începutul secolului al XI-lea, cea a lui Simeon Noul Teolog, o a treia a Sfântului Grigore Sinaitul și o ultima a Sfântului Nichifor din singurătate. Nichifor Monahul. Toate patru, deși presupun anumite distinții, sunt complementare și prin toate acești părinți de Dumnezeu inspirați încearcă să-i povățuiască pe cei care doresc să se inițieze în acest meșteșug al rugăciunii neîncetate în contextul isihiei sau al liniștirii, în rugăciunea aceasta care în ultimă instanță facilitează apropierea omului de Dumnezeu și unirea omului cu Dumnezeu. Mulțumim mult, Părinte. O să am rugăminte.